Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru prezența dumneavoastră atât de numeroasă, care mă face să mă simt în acest mediu cam galactic puțin, dar totuși să simt foarte mare căldură datorită dumneavoastră și datorită eforturilor foarte mari ale celor care au avut această inițiativă. Ce nu a știut Varujan, fiindcă nu i-am spus nici lui, eu însumi m-am hotărât în ultimul moment ca în astăzi, fiindcă tot am numit acest concert jazz armenesc la Salină, să vă propun un repertoriu în exclusivitate armenesc. Și se știe că folclorul și tradiția muzicală armeană abundă în, pe de o parte, în dansuri foarte exuberante și foarte ritmate și foarte vivace, și la polul opus același folclor armenesc în cadrul mai larg caucazian are niște balade extraordinar de frumoase, sfâșietoare, unele dintre ele, fie ele cântece de dragoste sau cântece de jale.
altă compoziție a părintelui Gomidas este piesa numită E primăvară. Această piesă a apărut pe primul meu disc vinil, a apărut în 1985 la Londra și a purtat ca subtitlu o dedicație pentru martirii armeni ai genocidului din 1915. Părintele Gomidas, născut în 1869, este considerat întemeitorul școlii armene de muzicologie și compoziție. El însuși a fost o victimă indirectă, dacă putem spune așa, a acestui genocid declanșat în Turcia la 24 aprilie 1915. Și până la urmă el a putut să fie evacuat prin tot felul de intervenții, mai mult sau mai puțin secrete, subversive, a putut să fie evacuat pe un vapor francez și a ajuns în Franța, dar urmare a atrocităților la care asistase, el fiind o fire foarte, foarte delicată și sensibilă, a murit în 1935 într-un ospiciu de lângă Paris. Și ca urmare a datei când acest genocid a fost declanșat, 24 aprilie, este și titlul acestei piese, compoziția părintelui Gomidas, așadar, E primăvară.